Între 1907 și 1910 a fost perioada de afirmare. A început să realizeze lucrări care fac trecerea de la sculptura clasică la sculptura modernă. În 1907 a realizat Rugăciunea, a fost o comandă pentru cimitirul din Buzău. 1908 Sărutul, prima variantă, ajungând după 30 de ani de căutări să-l stilizeze în poarta Sărutului de la Târgu Jiu. Și în 1909, cu mințenia Pământului, unicat al Muzeului de Artă din București. În anul 1912, în atelierul lui Brâncuș a mers un sculptor american. Acesta tot auzea vorbindu-se de Brâncuș în mediile artistice pariziene și a fost curios să vadă ceea ce realizase Brâncuș. Și când a mers în atelier, a spus că a fost primul impact, ceva ceea ce nu mai văzuse niciodată în sculptură. Și în anul 1913, la New York, a fost o mare expoziție internațională. Au participat acolo 1600 de sculpturi și picturi. Și acest Eduard Stein i-a dus și lui Brâncuș 5 sculpturi în gips, care au fost foarte bine primite. Și anul următor i-a deschis prima expoziție personală la New York. Din acel moment, Brâncuș a intrat în lumea colecționarilor de artă americani, a început să vândă lucrări pe bani mulți și spunea că n-a mai trăit la Paris cu 20 de cenți pe zi, atât cât să nu moară de foame. A cunoscut un colecționar, John Quinn, care i-a cumpărat într-o scurtă perioadă de timp 20 de lucrări cu 25.000 de dolari. Spunea că de atunci s-a schimbat pur și simplu destinul și nu se mai ținea în atelierul lui de ziduri să nu cadă de foame, de boală, de frig. Pentru că a dus-o foarte greu, nu avea bani și pentru a avea mereu o stare de optimism, a luat o scândură pe care și-a scris cu vopsea propriile sfaturi pe care și le dădea singur. Scria pe acea plăcuță: nu renunța, ai curaj, vei răzbi, vei ajunge artist. Și acea plăcuță a așezat-o pe un perete în fața patului și dimineața când se trezea și deschidea ochii, erau sfaturile pe care el și le dădea singur și întotdeauna avea o stare de optimism. Acest colecționar, John Quinn, mereu a cumpărat de la Brâncuș lucrări și, înainte să moară, a donat muzeului din Philadelphia toate lucrările pe care le cumpărase de la Brâncuș. La fel, a mai cunoscut un colecționar, Arensberg se numea, era scriitor, care a cumpărat foarte multe lucrări de la Brâncuș, mergea în atelierul lui la Paris și acesta a donat muzeului din New York toate lucrările. În anul 1920, Brâncuș a realizat prima variantă a coloanei infinitului din lemn de stejar, are 7 metri și 17 centimetri înălțime și a lucrat-o în 3 zile pentru un prieten din Paris. Acum lucrarea se găsește în atelierul lui, care este așezat lângă centrul Pompidou. În 1927, Brâncuș a mers la o expoziție la New York și a prezentat acolo Pasărea Măiastră, care are 27 de variante. Vama americană i-a considerat o piesă industrializabilă și nu o operă de artă. A trebuit să plătească o taxă vamală de 210 dolari, a plătit taxa, dar a dat în judecată Vama Statelor Unite. Procesul a durat 3 ani, l-a câștigat și Vama a trebuit să-și modifice toate legile cu privire la intrarea operelor de artă în țară. Piloții americani au ca semn pe brevet și pe ecuson această pasăre măiastră care simbolizează zborul și acum 7 ani o variantă a fost vândută la o casă de licitație cu suma de 27 de milioane de dolari. Această variantă, vândută cu 27 de milioane de dolari, Brâncuș i-a vândut-o în 1912 lui Eduard Stein, cel care i-a deschis prima expoziție la New York, cu suma de 500 de dolari. Atât de mult a crescut prețul. Și ultima lucrare
S-a vândut anul trecut cu 72 de milioane de dolari, cea mai scumpă sculptură vândută vreodată. În anul 1935, Aretia Tătărăscu, președinta Ligii Femeilor Gorjene, i-a propus lui Brâncuș să realizeze la Târgu Jiu un monument pentru eroii căzuți în primul război mondial. Brâncuș a acceptat propunerea și în 1937 a revenit la Târgu Jiu și a realizat Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Masa Tăcerii din travertin de Ban Potoc, localitate de lângă Deva, și în anul 1938 Coloana Infinitului. Coloana Infinitului a fost turnată la uzina de reparații miniere din Petroșani, are înălțimea de 29 de metri și 33 de centimetri, greutatea 29 de tone, în interior se găsește un ax din oțel de 19 tone, romburile sunt din fontă alămită și cântăresc 10 tone. Fundația este cub cu latura de 5 metri și se află turnate acolo două vagoane de beton. Toată documentația tehnică pentru Coloana Infinitului a fost făcută de un inginer, Ștefan Georgescu Gorjan. Acest inginer a fost băiatul unui prieten, Ion Georgescu Gorjan, prieten de-a lui Brâncuș, cu care Brâncuș lucrase la un restaurant din Craiova. Și au rămas cei doi prieteni pe toată viața. De câte ori venea Brâncuș de la Paris și mergea la București la expoziții, venea neapărat până la Hobița și făcea o escală și la Craiova să se întâlnească cu acest prieten. În anul 1957, la 16 martie, Brâncuș a murit la Paris, a fost înmormântat în cimitirul Montparnasse din Paris, a vrut să doneze statului român atelierul cu 144 de lucrări, a fost refuzat de statul român pe motiv că sunt lucrări fără valoare. În urma refuzului, Brâncuș le-a donat statului francez prin testament, au fost doar două clauze testamentare, una, că atunci când va muri, atelierul lui să fie refăcut lângă Muzeul de Artă Modernă din Paris, ceea ce francezii au și făcut, și cea de-a doua a fost ca intrarea să fie liberă, pentru ca toți turiștii și vizitatorii să se bucure de operele lui. Casa este alcătuită din lemn de stejar, este alcătuită din trei încăperi și acoperită cu șindrilă. Prima încăpere este camera de locuit, aici unde ne aflăm. 7 copii și 2 părinți dormeau pe patul de scânduri fără saltea. Vara se mai dormea și afară pe prispă, toată familia dormea acolo. Se vede aici culmea oltenească în spatele meu, se țineau toate hainele pe ea. Lada de zestre era dată fetelor când avea loc căsătoria, dulapul cu motivul soarelui și soba oarbă, se făcea focul în bucătărie și se încălzea camera. Cea de-a doua încăpere este bucătăria sau casa cu foc. Acolo este vatra pe care se pregătea mâncarea, ceaunul pentru mămăligă, țestul în care se făcea pâinea, opaițul pentru iluminat, tâlvul, se scotea vinul sau țuica din butoi, plosca pentru invita la nuntă, balanțele și masa rotundă. În atelierul din Paris, Brâncuș avea o măsuță mică, își invita prietenii să ia loc la ea și îi servea cu ouă ochiuri, mămăliguță, varză murată cu boia de ardei și țuică de prună. Pentru prânzurile pe care le oferea invitațiilor săi, a fost denumit de aceștia Principele Țăran. În atelierul lui avea o colecție de discuri aduse din toată lumea, pentru că el a călătorit foarte mult, și un gramofon așezat într-un stei de piatră.
Și când se auzea muzică, invitații îl întrebau: maestre, ce se aude? El spunea: domnilor, eu am învățat și piatra să vibreze. Mai avea în atelierul lui o cățelușe, Poler, pe care o primise cadou de la o americancă colecționară. Niciodată nu se despărțea de această cățelușe. Chiar dacă mergea la teatru sau la operă, îi cumpăra bilet și o lua cu el la spectacole. Și la fel a luat-o și la expoziție în America. Cea de-a treia încăpere este cămara sau celarul, țineau alimentele. Acum se găsesc obiectele pentru prins pește, vârșa, cotărița și leasa, putineiul pentru unt, capcană pentru prinșoare sau dihori, pieptănușii pentru lână și cânepă. Lângă casă se găsește un trunchi de copac scobit în interior, fără fund, este un fel de mașină de spălat rufe, pârlău oltenesc se numește, jos se puneau paie, după aceea un strat de rufe umezite, un strat de cenușe, se proceda tot așa până se umplea, se turnau 4-5 găleți de apă fiartă, cenușa se transforma în leșie, un foarte bun detergent, rufele erau lăsate la macerat câteva ore sau chiar o zi, apoi duse la râu, bătute bine cu maiul, limpezite și deveneau albe. Alături este pătulul pentru porumb, sus se ținea porumbul, jos păsările, boabele care cădeau de sus le consumau cei de jos. Și în partea cealaltă este pivnița, în care se găsește cazanul de țuică, butoiul cu cercuri de lemn. Lângă pivniță este un buduroi pentru albine, strămoșul stupului, și Brâncuș avea un căzănel mic la Paris, cumpăra prune din piață și își făcea singur țuică.